regim, conform regim, pașii sunt următori. Trebuie, în primul rând, trebuie prinși de pe domeniul public. Conform legii vor fi ținuți în adăpost timp de 14 zile, prin care toți iubitorii de animale pot să vină să îi invieze. În momentul în care cei care rămân sunt bolnavi, în aceste 14 zile vor fi și tratați, vor fi și hrăniți, adică înseamnă niște costuri. Dar nu asta este problema. După cele 14 zile, pot fi, dacă nu mai sunt iubitori sau nu mai sunt înfiați, atunci se ajunge și la o eutanasiere. Deci asta este legea. Așa spune legea și noi nu vrem decât să o aplicăm. Pentru că mie mi se pare corect și normal să avem grijă de oameni și nu de câinii care ne mușcă. Avem deja precedențe și la nivel național, prin care primarul a răspuns penal pentru că nu a strâns câinii. Dar el este constrâns în același timp că nu poate aplica legea. Deci avem un nonsens aici.